Bună seara tuturor! Să știți că nu am stat nici astăzi, chiar dacă sunt la volan de peste 5 ore sau 6 ore și mai am încă vreo 3 de mers, mă întorc de pe Muntele Găina, acolo unde am depus o coroană de flori la monumentul lui Avram Iancu, 200 de ani de la nașterea lui. Însă, în timp ce unii fac pe patrioții, românii noștri în diaspora, nu mai vorbim, care sunt de cele mai multe ori înjurați și făcuți albie de porci de conaționali de-ai lor de aici, precum și de politicieni care au nevoie de ei doar la voturi. Și țin să vă spun că am vești și inclusiv intervenții ale mele în cazul copiilor din Leeds, UK, Marea Britanie. Și vă spun că am intervenit. Am sesizat, o să vă rog să distribuiți, am sesizat organisme internaționale, ombudsman, deci un fel de, mă rog, avocatul poporului așa european. Deci am sesizat ombudsmanul Comisiei Europene, Ministerul Afacerilor Externe, prim-ministrul României, mâine, când ajung la Bruxelles, o să intru puțin în toate instituțiile astea bruxeleze. Chiar dacă Marea Britanie nu mai este membru al Uniunii Europene. Deci, pe scurt, ce s-a întâmplat acolo, ca să înțelegeți? Bun, deci ce s-a întâmplat acolo? Că am văzut foarte multă lume, vai, șocată, vai, nu știu ce. Ce s-a întâmplat și cum au putut ei să facă lucrurile astea? Să începem cu începutul. Acolo e o comunitate de români. Chiar dacă sunt de etnie romă, sunt oameni credincioși, sunt creștini, cred în Dumnezeu și știți foarte bine, îi fac foarte mulți copii. Bine că mai face cineva copii pe lumea asta. A existat la un moment dat o acuzație că, vezi, Doamne, unul dintre părinții cărora li s-a luat copilul ar fi lovit un copil de 7 luni, care era de fapt copilul uneia dintre fetele lor. Bineînțeles, știm foarte bine, ei nu își bat copiii, n-au nicio treabă, dar cum se întâmplă în statele astea europene foarte emancipate, da? Să te ferească Dumnezeu să-i dai un bobârnac sau să ridici tonul la copil, că gata, l-ai abuzat. Dar abuzul instituțional al statului respectiv nu mai contează, nu? Bun. Așa. În acest context a venit protecția copilului și au spus, ok, voi aveți, nu știu cât, 6-7 copii, va trebui să vă luăm copiii, dar vă le dăm posibilitatea să-l lăsați la cineva din familie. Precizare! Niciunul dintre copii nu are cetățenie britanică. Toți sunt cetățeni români, exclusiv. Cum pui tu, stat britanic, mâna pe copilul meu român? Cum? Ai o problemă? Expulzezi și se ocupă statul român de el. Unde e statul român în toată treaba asta? Vă spun eu, nani, nani, puiu, mami. Atenție, distribuiți, pentru că astăzi un copil a murit. Și am să vă spun și condițiile. Este inacceptabil ce a făcut Marea Britanie. Inacceptabil ce au făcut forțele de ordine. Bun. Oamenii solicită să se dea copii către fata lor de 25 de ani, care mai avea vreo
3 sau 4 copii și bineînțeles că ajung să fie vreo 10. Vine protecția copilului după vreo câteva luni, spune: stai că sunteți prea mulți, luăm 2. Unde îi ducem? Păi îi duceți la câteva sute de kilometri unde sunt bunicii paterni. Deci din partea tatălui, ceilalți erau materni. Se iau cei doi copii și sunt duși la bunicii paterni la câteva sute de kilometri. Deci vedeți? Distrugerea familiei, deselenirea copiilor. Atenție foarte mare, că să vedeți ce se întâmplă și în România. Și într-un final au de 3 ori pe săptămână vizite la fata lor de 25 de ani să-și vadă restul de copii, câte o oră și jumătate. Deci 3 vizite pe săptămână, câte o oră jumate. Până la acest moment nu s-a aprobat că acel copil de 7 luni ar fi primit vreodată vreo palmă. Da? Dar ei de luni de zile trebuie să-și găsească pe cineva din familie să țină copiii. Bun! Copiii fetei lor pleacă în vacanță cu tatăl lor. Copiii ăstora, bunicilor materni, le spun la vizită: tati, mami, uite că verișorii noștri au sau nepoții, stai că ăștia-s nepoți. Nepoții noștri au plecat cu tatăl lor în vacanță. Noi stăm acasă, vrem și noi în vacanță. Tatăl, de bună credință, se duce la protecția copilului. De fapt, chiar acolo vorbește cu cei de la protecția copilului și le spune: uitați ce spun copiii, vor și ei în vacanță. Ne permiteți să plecăm o săptămână, două în vacanță cu copiii? Că doar ați văzut monitorizarea, decurge ok? Ce face protecția copilului? Zice: ok, ne ocupăm. Și se ocupă atât de bine încât a doua zi sunt sunați părinții că trebuie să se ducă la instanță. Și bineînțeles că ăsta întreabă: da, de ce? S-a duce și pașapoartele. Nu s-au găsit pașapoartele cu copii mutați de colo-colo, cu acte, cu nu știu ce. Se duc în instanță unde sunt pașapoartele. Stați, domne, că toată familia caută, de-o n-am avem că pașapoarte. Într-un final, una dintre fete găsește pașapoartele, sună, se duce repede omul, ia pașapoartele, fugi la instanță. Predați pașapoartele că există pericol să fugiți din țară cu copiii și să nu vă mai întoarceți. Precizez, copiii români nu au cetățenie britanică. Da? Interdicția unui cetățean român de a pleca în propria lui țară. Băi, fraților, sunt abuzuri inimaginabile ale statului britanic. Bun, și nu e primul și nici ultimul. Omul predă pașapoartele, domne, n-am vrut decât să-mi duc copilul în vacanță. Bine, ce zice instanța? Stați că puteți să vă duceți la ambasada României și să luați de acolo carte de călătorie și să fugiți din Marea Britanie. Ăsta consternat: doamnă, cum să iau dacă mi-ați luat pașaportul? Păi nu, că puteți. Păi cum să plece dacă tu ai o hotărâre și ăla când caută să vadă că tu trebuie să declar: păi mi s-a luat pașaportul sau l-am pierdut. Ăla îl caută și vede că e o hotărâre. Da? Repet, cum naiba să faci așa ceva pe o chestie pe care nu există o condamnare, nu există nimic. Da? Este o prezumție de vinovăție, fraților. V-am tot vorbit de ea la ăsta cu detectorul Dragtes, da? Prezumția de vinovăție, atenție, că se instituie la nivel internațional. Și ce zice instanța? Ca să fiu în siguranță,
Pentru că voi aveți un pericol de a prelua copiii și de a fugi din Marea Britanie. Băi frate, copiii ăia sunt români. Institui măsura plasamentului, copiii dumneavoastră vor fi dați în plasament unei familii străine, că văd că nu ne înțelegem. Să ne ferească Maica Domnului de așa ceva. Evident că hotărârea instanței devine executorie, se trezesc cu poliția acasă, smulg cei patru copii și tu locul ei în plasament. Evident că atunci toată comunitatea a sărit să-și apere copiii. Normal, așa e normal. Deci când tu instanță, când tu poliție provoci și instigi la violență, nu i-a acuzat pe oameni. Pentru că în materie de copii, și atenție, există o deosebire imensă între noi, cei de aici din Balcani, români, bulgari, sârbi, deci foști iugoslavi, moldoveni, unguri, care ne creștem copiii într-un anume fel, da? Față de tot Occidentul ăsta, unde copiii aparțin statului. Atenție foarte mare! Noi ne creștem copiii într-un alt mod. Noi avem o relație, o căldură, o iubire cu copiii noștri. Ei nu! De aici pornesc cele mai mari neînțelegeri. Plus că toți copiii de români preluați din familiile de români sunt dați, ia ghiciți, spre adopție într-un final cui? Cuplurilor gay! Ca să înțelegeți de ce se întâmplă nebunia asta la nivel mondial. Și de ce cu românii? De-aia, că IQ-ul e mai ridicat. Puneți mâna și citiți rapoarte. Bun. Și pentru că, evident, statul român nu mișcă un deget pentru apărarea copiilor. Bravo, stat român! Evident că ați văzut și voi, iese nebunia respectivă, iese bătaie între forțele de ordine, normal, că dacă și vouă vi s-ar lua copiii, da? Primul lucru pe care îl faci, îți aperi copiii, ți-a luat copiii, le dai o mamă de bătaie, de ea mama Ana, da? Bun. Și iese bătaia respectivă. Vă știți foarte bine că la etnicii romi nu te joci, da? Nu ne jucăm, nu ne batem joc. Ăștia așa apără copiilor. Bun. Și ce să vezi? Are loc vandalizarea acelui autoturism al poliției. Și bineînțeles că la acel act de vandalism participă și minori. Între timp vine o situație de mediere, pentru că acolo, ca să nu mai iasă respectivul scandal și așa mai departe, vezi, Doamne, protecția copilului, Ministerul de Interne, cum e la noi, trimite niște negociatori ca să potolească spiritele. Ce negociator credeți că le-a trimis etnicilor romi? Unul care-i cunoscut drept rasist și urăște țiganii. Alo, Institutul Elie Wiesel, aici nu mai reacționați? Aici toate comunitățile de romi care luați bani de la Uniunea Europeană, asociațiile alea care ați ajuns prin Parlamentul României, domnii care reprezentați romii în Parlamentul României, nu vă mai sesizați că-i nașpa? Da? Că bani de la Uniunea Europeană luați pentru educare, aveți, Doamne, a etnicilor romi. Nu e problema voastră, mă? A, nu e, că sunt în Anglia. Da, naiba, ce contează, nu? Asta era ideea. Bun, fiți atenți aici. Ăla vine și instigă forțele de ordine. Atenție, sunt doi avocați care ajută comunitatea românească, sunt doi pakistanezi. Bă, da, doi avocați români nu găsim? Întreb și eu, românul nu se ajută cu românul? Nu.
Între timp, Ministerul Afacerilor Externe nu intervine, ambasada sau consulatul din UK nu intervine, Parlamentul României n-are, frate, el intervine doar cu urji că trebuie să împușcăm 460 ceva de exemplare ca să i se dea lui Iohannis o funcție pe la NATO sau pe la UE și uite așa, da? Bun. Nimeni nu intervine. Între timp, oamenii mă sună. Iau legătura cu ei, discut. Bun, îmi întind antenele. Să știți că eu în Ardeal n-am avut pic de semnal. Absolut deloc. Acum vin către Muntenia. Bun. Se întâmplă aceste negocieri. Ce face domnul, parcă Robinson a zis că îl creamă, instigă poliția, bă, duceți-vă peste ăștia acasă și luați-i pe aia care au vandalizat, care s-au bătut cu voi, nu știu ce, cei mai mulți minori. La 12.01 noaptea, atenție, încălcându-se toate prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului în materie de reținere cu privire la minori, nu mai vorbim de ora la care te duci, da? Poliția britanică, zbum, direct în case la 12.01 noaptea, unii dintre părinții acestor minori lucrau de noapte, că mulți au și câte 2-3 joburi, da, ca să poată să întrețină, și iau, arestează 10 copii până în 15-16 ani. Unul dintre copiii vârstă de 15 ani, de frică, sare de la balcon. Își rupe picioarele, își nenorocește coloana, e internat în spital. Astăzi țin legătura cu ei, am vorbit și cu părinții, aflu toate detaliile, încep să sun la Ministerul de Externe, la ambasade, ioc, nici un răspuns. Sun la Guvernul României, nici un răspuns. Încep să sun la Ciolacu, prim-ministrul României. Nu-mi răspunde nimeni. Sun, cred că 50 de telefoane am dat. Într-un final mă sună domnul Ciolacu. Dar ce s-a întâmplat, doamna europarlamentară, cu scandalul, cu nu știu ce? Nu e treabă de asta. Avem următoarea problemă. Între timp, evident, am făcut plângerile și le-am trimis către toate instituțiile interne și internaționale. Îi explic domnului prim-ministru situația. Păi zice, trebuie să iau legătura cu ministrul de externe. Vă rog să luați legătura, pentru că e o problemă a românilor. De ce nicio instituție românească de atâtea zile nu reacționează? Tot eu trebuie să vă rezolv toate problemele? Numiți-mă naiba președintele României, numiți-mă prim-ministru și vă rezolv tot. Și stau 24 din 24 pe telefoane și pun instituțiile statului român să muncească. Toate putorile astea care iau bani mai mult decât un europarlamentar, că vă aia grija cât iau un europarlamentar, dacă cât iau eu, dar îi las 32, iau la fel cât iau și eu, să știți. Numai că ei dorm sau se distrează pur și simplu. Domnul prim-ministru zice, bine, mă ocup de mâine. Aflu că a murit copilul, sun din nou. Sun, într-un final răspunde. Domnul prim-ministru, a murit copilul. Care copil? Copilul care a sărit pe geam. Când? Acum. Aoleo, e nașpa. Drept pentru care, în urma tuturor sesizărilor mele, pot să vă spun că în acest moment, împreună cu Guvernul României, pe care l-am forțat să acționeze, s-a sunat la prim-ministru britanic, s-a început negocierea dintre statul român și Marea Britanie și le-am spus părinților să revină și vă spun vouă tuturor celor care aveți copii minori. Părăsiți toate statele europene pentru că dispoziția clară este preluarea copiilor. Mai e încă o pereche, încă o familie acolo care ar trebui să intre în direct cu mine și care i s-au luat doi copii. Pe această cale vreau să vă anunț că am solicitat domnului prim-ministru al României să ajute aceste familii
să se repatrieze în România, să fie ajutate și cu, și cu zbor, și cu cazare, și cu bani, prim-ministrul României, în urma solicitărilor mele și pistonărilor, mi-a comunicat că pot să comunic faptul că aceste familii vor fi ajutate să se repatrieze împreună cu copiilor pe cheltuiala statului român. Da? Deci, dacă se poate, eu nu mă las, mâine ajung la Bruxelles și încep pistonarea tuturor instituțiilor internaționale, inclusiv Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul Europei, pentru că m-am săturat. Toți copiii români sunt preluați, ambasada României nu reacționează. De ce trebuie eu, la ora 10 și jumătate, de dimineață, tot pe unde apuc, mă pun la cât un Wi-Fi să sun. Să sun la ministrul de externe, să sun la ministrul de interne, să sun la ambasada din așa, să sun la prim-ministru. Băi, fraților, e o țară în care instituțiile nu lucrează. Este inacceptabil instituții de opresiune și acum să vă spun ceva. În materie de copil se instituie interesul superior al copilului. Care este interesul superior al copilului? Nu îl smulgi din familie pentru că abuzul psihoemoțional e mai grav. Pentru ce îl rupi tu din familie, chiar dacă îl dai la bunici, la o soră, unde o fi? Tu mai întâi trebuie să rezolvi, în primul rând tu trebuie să anchetezi, să vezi dacă este adevărat evenimentul de care este acuzată familia și ulterior să te apuci și să vezi dacă aplici o lege. Legea nu trebuie aplicată prin smulgerea copilului. Atenție! În România nu ai voie să pui mâna pe copil dacă se opune. Te duci frumos în instanță, rogi instanța să-ți aprobe o perioadă de mediere psihologică și așa mai departe. Atenție că și ei au la fel. Pentru că psihicul minorului este foarte firav. Nu ne jucăm cu copiii, pentru că poți provoca traume mai mari decât o palmă. Și mai e ceva, diferența de educație, diferența de felul în care am crescut. Băi, pe mine m-a bătut și mama, și tata, și bunică, nu, și bunica mea, și străbunica mea. Bă, n-am mai murit, mă. Acum învățăm pe copii să sune la 112 și urlăm după aia că aoleo sună. Păi copilul se mai și răzbună. Dacă știe că vine statul, dar nu știe fraierul de copil că n-are cum, că n-are discernământ, că dacă se duce în instituțiile statului, ajunge să fie abuzat din punct de vedere psihic. Așa că înainte, domnilor de la protecția copilului, inclusiv din Marea Britanie, dumneavoastră, acești oameni de la protecția copilului Marea Britanie trebuiau mai întâi să cerceteze dacă e adevărat, ulterior, dacă era adevărat, să instituie un program de educație civică, educație psihologică, să treacă cu părinții printr-o evaluare psihologică, da? Să se ducă la un terapeut, să vadă dacă copilul la 7 luni nici nu reține copilul ăla o palmă, n-are nicio treabă, da? Să vezi dacă palma a fost dată în cap sau undeva unde să poată să fi produse chele. Nu te duci tu și smulgi copilul din sânul familiei, pentru că această smulgere îi provoacă un abuz psihoemoțional de care nu va scăpa niciodată și o să avem copii care devin maturi temători, care, atenție, în cele mai multe cazuri ori ajung să abuzeze de alți copii, ori ajung să nu-și mai întemeieze o familie. Așa că, dragilor, am lucrat enorm de mult pe aceste cazuri, știu cum funcționează, da? Nu vorbim câte telefoane am dat în Marea Britanie și ca să pot să înțeleg ce se întâmplă. La acest moment au venit iar polițiștii peste ei împreună cu ăsta care este rasist,
ca să mai discute un pic despre caz. Ok, așa se întâmplă, drag stat britanic, atunci când acționezi fără creier. Atenție foarte mare! Statul român nu își apără niciodată cetățenii. Toată viața, de când mă știu și mai pregnant de când sunt în politică și am ocupat funcții ca senator, acum europarlamentar, n-am făcut altceva decât să stau efectiv toată ziua pe instituțiile statului român să-și exercite prerogativele, atribuțiile, pentru că este inadmisibil să nu... Ia să văd. Să nu reacționeze. Așa că, dragilor, țin să vă anunț că sunt în acest moment, deși sunt pe drum de 7-8 ore, nici nu mai știu de când, și încerc și o să mă îndrept spre casă. Am încercat, să știți că toate scrisorile le-am dictat, efectiv, stând la volan, cu articole de aici din creierașul meu, da? Și s-au trimis pe mail către toate instituțiile pe care le-am menționat. Am stat cu telefoane pe ei până când domnul prim-ministru Ciolacu a catadixit să răspundă și vă spun un lucru, dacă puteți, întorceți-vă acasă. Vreau să văd dacă domnul Ciolacu se ține de cuvânt și pune la dispoziția acestor familii și dacă a vorbit cu prim-ministru Marii Britanii și dacă se vor pune la dispoziție avioane pentru aducerea acasă a familiilor și ajutarea acestor familii spre repatriere, astfel încât copiii să fie în siguranță, pentru că totuși aici în România sunt mai mult mai în siguranță decât în orice altă țară. Atenție ce vă spun! Legislația din celelalte țări europene, legislația din țările din stat din America, America de Nord, America de Sud, Australia, nu mai vorbim, Noua Zeelandă, sunt toate pe considerentul că interesul superior al copilului este văzut numai de către stat, iar copiii nu aparțin familiilor lor, ci statului. De aceea sunt instituții, cum e poliția, care acționează, a meritat pentru o mașină care i s-a dat foc, da, ok, act de vandalism, ok, bun. Dar vă întreb, câți bani dați casei regale a Marii Britanii? Care nu muncește, primește niște bani. Din banii casei regale a Marii Britanii nu se putea lua, nu știu, o chestie, o sumă infimă, ca să puteți să vă faceți o altă mașină? Întreb și eu așa, punem în balanță, poate exista balanță, poate exista comparație între o mașină și o viață de om? A, nu era britanic. Vedeți ce înseamnă să fii discriminat? Vedeți ce înseamnă că și în Parlamentul European românii sunt discriminați? Nu există decât ca neam de slugi pe tiparul Rareș Bogdan, cel făcătorul de anulări de pensii speciale în 30 de zile. De 30 câte 3. De 30 câte 30. De 30 câte 300. Da? Pe tiparul Negrescu, pe tiparul Ștefănuță, pe tiparele astea, pupincuriștii ăștia de ursule și de mețole care au distrus economie și au distrus viețile a milioane de oameni. Aduceți-vă aminte ce le-am strigat în Parlamentul European. Un mesaj din partea poporului român. Luați labele de pe România. Luați labele de pe poporul român. Ne-au luat tot. Nu mai avem o bogăție noastră. Nu mai avem o resursă. Apa a francezilor. Bă, gazele și petrolul sunt ale austriecilor. Păi noi ce
mai avem, că nici oamenii nu mai sunt ai românilor. Noi nu mai avem nimic. Domnule prim-ministru, sunt cu ochii pe dumneavoastră. Sunt cu ochii pe dumneavoastră și vă voi pistona non-stop până nu voi vedea românii mei acasă, nu mă las. România, trezește-te. România, trebuie să înveți că atunci când afirm că ești creștin, trebuie să te porți ca atare. Și nu umil, și nu sclav. Steinhardt a spus-o foarte clar. Dumnezeu ne-a spus să fim buni la suflet, smeriți cu inima, dar nu tâmpiți și nu proști. Dar voi nu stați deoparte. Scrieți Dumnezeului tuturor instituțiilor statului român și tuturor instituțiilor britanice să ia labele de pe România și de pe români. Scrieți, mă! Scrieți! Nu știți în engleză? Vedeți pe Google, dicționar român-englez. Scrieți-vă în română ce vreți și vă apare în engleză. Dați copy-paste și puneți pe mail-ul respectiv. Că vor înțelege. Uitați-vă ce se întâmplă cu faptul că eu am acționat cum am acționat în Parlamentul European. Voi credeți că mizeria aia de comunicat de la o anumită mănăstire se întoarce părintele Iustin Pârvu Mormânt? Aia e așa de capul lor? Când v-am spus că UE cu mimozele de acolo se vor răzbuna cumplit, stați așa că-i de-abia început. Toată exterminarea mea mediatică e de acolo, de la ei. De ce? Pentru că pentru prima dată în istorie s-a făcut o mărturisire în a lui Dumnezeu și a iubirii de Dumnezeu și a iubirii de Maica Domnului și de Iisus Hristos. Domnule prim-ministru, sper că te ții de cuvânt, că de nu iese tâmbălău mare de tot. Suntem români și punctul. Dumnezeu să binecuvânteze România și poporul român.